Părintele Mihail și după aceea am avut aici un fel de club, să zicem. I-am zis, băi, club. Aveam și ce era și făceam întâlniri cu, ne amintesc că printre alții, clubul nostru a sărit în aer când o doamnă, poet, a recitat o sarcină după Bâncovenesc. Tocmai se dărâmase spitalul Bâncovenesc. Și evident că sufletul acestui cer de spiritualitate era Părintele Mihail, care, mă rog, atunci când îl cauză, nu este pretutinde și nicăieri, pentru că are vreo 6 zile, nu mai știu câte, azil la Câmpeni, la Urmeni, la Năieni, unde mai sunt părinte, la Vizil, cred că are și unul în Basarabia, dar ceea ce ne întărește pe noi este că am avut oameni de caracter. Am avut oameni de caracter și lucrul acesta este extraordinar. În continuare, după ce vom asculta pe Bartolomea Mania, vorbim despre Nicolae Șanca, sunt 40 secunde, după aceea o să încercăm să încheiem. Avem un moment tot așa popular cu acești tineri minunați și vom încheia cu o poezie pentru ca privirea să fie bine și nu am stat chiar până la miezul nopții cum îi plăcea Nicolae Șanca, dar vă mulțumim celor care ați rămas pentru răbdare. Aș vrea să amintesc încă o dată o spusă a părintelui Nicolae Șanca de la Bătnia. Pentru că este practică și a rămas așa. Deosebirea dintre diavolul și dintre Dumnezeu. Diavolul se poate ca un fontan, să ține întreprința după fiecare om și scrisa pe păcate și cu căsările mai mari și mai mici și un ca să umple întreprința și să pună în față și să promisc că sunt păcătos și să-l descurajeze. Dar Dumnezeu se poartă ca un boier. Vede tăprița, ia buretele și se rupă. Și tăprița rămâne curată. Și spune Dumnezeu, nu trebuie să fii că ai făcut atât de bune păcate. Oricând, este loc pentru îndreptare.